De la început vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în gestionarea situației de la liceul Deleanu. Vreau să mulțumesc salvatorilor pentru munca lor, profesorilor pentru mobilizare și implicare, părinților pentru înțelegere și colegilor, cei care s-au implicat nemijlocit în aceste zile. Sâmbătă, Comisia Situației Excepționale din sectorul Buiucani au decis că în perioada 8-12 aprilie elevii să continue studiile la distanță, în format online, iar în această perioadă să fie înlăturate toate carențele și să se intervină acolo unde este nevoie. Domn Păvăloi, vă rog frumos succint să ne spuneți dacă este Direcția Educației. Da, da, sunt. Bună ziua, domnule primar general, bună ziua, stimați colegi. Cu referire la situația din cadrul liceului Deleanu, vreau să menționez faptul că vineri, în jurul orei 12:35, s-a simțit un miros de fum puternic, astfel a fost s-a telefonat la 112 pentru a anunța organele competente. Și imediat a fost organizată evacuarea copiilor și personalului din instituție. În scurt timp, la fața locului au venit primele echipaje ale pompierilor. Din informațiile pe care le cunoaștem public, făcute de către IGSU, au participat aproximativ 10 unități de pompieri, 10 echipe de pompieri. Astfel, către ora 15:30 a fost localizat și stins incendiul. Incendiul s-a produs la subsolul instituției, care s-a extins și la într-un depozit de la etajul 1, cu anumite constatări despre cauzele incendiului sau alte situații vor veni colegii de la IGSU care au fost prezenți la fața locului, inclusiv cu laboratorul specializat, și dumnealor urmează să ne spună concret care a fost motivul și cauzele care au dus la producerea incendiului. Către ora 16:30 deja cadrele didactice au putut intra în instituții pentru a-și lua lucrurile personale, dar și lucrurile elevilor. Iar pe parcursul nopții vreau să mulțumesc reprezentanților poliției care ne-au ajutat să protejăm bunurile care au mai rămas în instituții, ținând cont de faptul că am fost nevoiți să lăsăm toate geamurile deschise pentru a se aerisi. Într-adevăr, sâmbătă la ora 9 am avut ședința Comisiei Situații Excepționale a sectorului Buiucani, la care au participat, în afara membrilor acestei comisii, au participat și reprezentanții poliției, AMT-ul, IGSU, Premier Energy și alte structuri care, prin competența lor, urmau să ne propună anumite decizii pentru ulterioara activitate. Respectiv, Comisia a solicitat ca pe perioada 8-12 aprilie învățământul să fie la distanță pentru a igieniza spațiile și a face reparații curente acolo unde este necesar. La fel, în ziua de sâmbătă, duminică, au fost evaluate pagubele, iar astăzi urmează instituția să ne prezinte atât un plan de activitate educațională pentru perioada respectivă, dar și un plan de acțiuni în ceea ce privește igienizarea spațiilor, reparațiile curente și costurile acestora. Atât cu referire la cazul Deleanu, vreau să menționez, probabil vor fi întrebări din partea presii, nu a avut de suferit absolut nimeni. Doamna director a fost în instituție până la evacuarea ultimei persoane din imobil. Dumneiei i s-a acordat prim ajutor medical, ținând cont de faptul că a inhalat fum, asigurându-se de evacuarea tuturor copiilor, angajaților. În rest, nimeni absolut nu a avut de suferit careva sau nu a suferit nimeni absolut ca urmare a incendiului. Cu referire la acest fapt, atâta tot am avut a raporta.